pe ale artiștilor, fără artiști. După cum vedeți, pavilioanele expoziționale A și B din Herăstrău au fost închise, rămânând doar Expo Flora în pavilionul A. După cum vedeți, picturile artistului Andrei Brănișteanu au dispărut. Acela este pavilionul B, unde înainte a fost galeria AAP. După cum vedeți, a fost îndepărtat și textul expoziție de pictură, de pe clădire. Florile au rămas, dar tablourile au fost scoase, ca și cum ar fi deranjat pe cineva. Oare pe cine a deranjat arta din Herăstrău? Acum să ne îndreptăm spre pavilionul B. După cum vedeți, clădirea este goală, abandonată. Cei de la Alpaba au închis această sală de expoziție sub pretextul renovării clădirii. Dar după cum vedeți, din februarie până acum nu s-a mișcat nimic. Sala este închisă de pe 7 februarie. Aici au fost, până în februarie, tablouri expuse, tablouri care bucurau privirile trecătorilor din Herăstrău, atât bucureșteni cât și turiști.